În data de 5 iunie, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din București și Călărași, împreună cu procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Călărași, au efectuat 5 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de operațiuni de trafic cu droguri de risc și mare risc. În fapt, începând cu luna septembrie 2019, 5 bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani ar fi achiziționat săptămânal din municipiul București droguri de mare risc, precum cocaina, MDMA și metadona, și de risc, cum ar fi cannabis, pe care le-ar fi comercializat către consumatorii din județul Călăraș. La percheziții au fost descoperite și ridicate 30 de grame de cannabis, 14 comprimate de metadonă, 17 doze de cannabis, 50 de pliculețe cu cocaină, un grinder, un cântar de precizie, 4 telefoane mobile, 300 de euro și 1350 de lei. Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă. Față de a treia persoană s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Totodată, față de doi bărbați, s-a dispus arestarea în lipsă. Tot în data de 5 iunie, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au prins în flagrant delict în municipiul Călăraș un bărbat ce avea asupra sa 304 comprimate de MDMA destinate comercializării către consumatorii din județul Călăraș. Ulterior, au fost efectuate două percheziții domiciliare pe raza municipiului Călăraș, ocazie cu care au fost descoperite și ridicate 717 comprimate de MDMA, 10.340 de euro, 4.280 de lire sterline, 585 de lei și un telefon mobil. În fapt, un bărbat în vârstă de 31 de ani din municipiul Călăraș a achiziționat din străinătate diverse cantități de MDMA pe care le-ar fi comercializat către consumatorii din județul Călăraș la prețul de 50-80 de lei pe doză. Cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă. Ambele acțiuni au beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, iar în activități au fost angrenați și jandarmi.